Vorbim acum însă despre o chestiune care nu știu dacă mai poate să țină de un partid. E o problemă gravă și veche și probabil că dacă nu se va interveni în vreun fel cu acordul legii pentru a se verifica problema, o vom avea și peste 20, peste 30 de ani. Prețul autostrăzii Pitești-Sibiu crește mai ceva ca în basme. Deci avem de fiecare dată o sumă, chiar și pentru un proiect mai mic, un proiect al primăriei, să zicem, mai o sumă, după care apar tot fel de probleme. Nu mai e bun constructorul, se găsește pe teritoriul pe care vrei să faci autostrada un sit arheologic, se găsește un pelican moțat care trebuie protejat de lege. Potrivit ultimului proiect al Ministerului Transporturilor, drumul va costa 3,34 de miliarde de euro, dublu față de cât era prevăzut în Masterplanul General de Transport. Valoarea investiției în autostrada Sibiu-Pitești va depăși 3 miliarde de euro, este anunțul venit din partea Ministerului Transporturilor. Masterplanul General de Transport, adoptat anul trecut prin hotărâre de guvern, prevedea însă investiții de 1,6-1,8 miliarde de euro. Autostrada Sibiu-Pitești urma să fie finanțată din fonduri europene în proporție de 75%. Față de studiul de fezabilitate realizat în anul 2008, s-au efectuat o serie de revizuiri, principalele constând în reinvestigarea terenului și studierea mai multor variante de coridoare posibile de traseu, cât mai optime, având în vedere constrângerile zonei din punct de vedere topografic, geografic sau hidrografic, a declarării unor noi situri protejate natural și cultural, cât și a dezvoltărilor socioeconomice sau creșterii considerabile a traficului, se arată în nota de fundamentare a proiectului normativ. De asemenea, pentru stabilirea variantei optime de traseu au fost analizate 7 alternative. Actualul proiect prevede construirea 123 de kilometri de autostradă, spre deosebire de studiul de fezabilitate din 2008, când traseul autostrăzii era estimat la 116. Kilometri. Potrivit economica.net, în prezent s-a realizat revizuirea traseului la secțiunea de la capătul autostrăzii dinspre Sibiu, deoarece inițial autostrada Sibiu-Pitești prevedea conexarea cu viitorul drum expres Făgăraș-Sibiu în zona localității Vestem. În secțiunea de capăt autostrăzii dintre Curtea de Argeș și Pitești, traseul se menține relativ apropiat de cel stabilit în anul 2008 cu corecții locale, în general datorate evitării la maximum a siturilor protejate. Bun, că apare un sit de protejat sau un pelican, asta e partea a doua, că și aici sunt foarte multe lucruri de discutat. De ce se întâmplă acest fenomen? De ce avem acest fenomen de ani de zile? Că nu e, nu vorbim de guvernarea PSD, guvernarea PNL, PDL. Nu, e dintotdeauna. Și în paralel ni se spune că dacă ar funcționa mai bine justiția, am avea astfel de autostrăzi și am avea drumuri pentru că s-ar recupera banii pierduți din prejudicii. N-avem un număr atât de mare de angajații Ministerului de Justiție încât să-i punem să facă autostrada. Că poate dacă ei ar dar trece... poate că la un moment dat, dacă cineva se uită, pe aceste, se uită pe aceste contracte, așa, va descoperi că noi putem să ne gândim că totul e în regulă acolo. Corect. Se uită pe aceste contracte și observă că sunt extrem de multe probleme. Problemele pleacă de la modul în care se dorește să fie efectuate aceste contracte. Pentru că este de notorietate că din punct de vedere juridic, nu-i așa, un contract poate avea N plus una forme. Forma cea mai avantajoasă este ca în teoria relativității. Ceea ce e avantaj pentru mine s-ar putea să fie dezavantaj pentru doamna. Și atunci, în construirea și întocmirea acestor contracte, se pleacă cu forme foarte avantajoase pentru o anumită, un anumit staff, un anumit grup. Pentru constructori, forme avantajoase, pentru proprietarii terenurilor ce trebuiesc achiziționate. Se omite pornirea de la o formă avantajoasă pentru a mărâta asta de țară. Pentru că suntem în continuare de râs și albanezii ne-au tăiat fața din punct de vedere al infrastructurii, Albania care era cu mult în urma noastră, însă ei au avut abilitatea de a accepta niște constructori reali și vorbesc de acele contracte pe care statul albanez le-a încheiat cu italienii, care le-au făcut autostrăzi într-un timp record și pe prețuri ce aș îndrăzni eu să spun sunt de invidiat. Și la noi au venit italienii. Da, este acel tronson de autostradă plutitoare care face obiectul unui dosar la DNA. Și întotdeauna când ceva este ok, face obiectul unui dosar la DNA. Este ok?
Păi stați așa puțin, e o autostradă care s-a crăpat. A fost un scandal acum câteva zile, da, că anume a fost închis de doamna Iorga și că nu știu ce nume sonor apărea pe acolo. Mai, da, știm despre cine era vorba. E, ideea e că și în acel caz avem o cercetare, nu se știe absolut nimic despre ea, că nu de numele ăla ne interesează. Despre autostrăzi din astea care costă de 11 ori mai mult decât au fost inițial și decât ar costa în orice altă țară, vorbim de ani de zile și nimeni nu se sesizează, așa că ce mai putem să mai spunem? Cu scuzele de rigoare, am să mă îngădui să vă aduc în discuție un aspect pe care îl cunosc în mod direct și nemijlocit. Undeva în anii 90 s-a construit de către italieni un drum excepțional între Cluj și Oradea, da? Trecând prin Sălaj, prin zonele acelea. Vreau să vă spun că acel drum construit în anii 90, pe care l-am traversat în repetate rânduri, este și la ora actuală, în 2017, un model pentru autostrada București-Ploiești, de exemplu. Bun. Ok, acel drum e o excepție, dar cu restul eu văd că asupra țării ăsteia planează așa un imens blestem, deci parcă suntem blestemați să nu avem infrastructură. Exact. Suntem blestemați că dacă nu avem infrastructură, economia noastră nu poate să se dezvolte într-un ritm atât de rapid, pentru că nu este tot una ca un camion să facă 5 ore, știu eu, și să străbată toată România sau să facă 12. De fiecare dată toate planurile și planuri de fezabilitate, toate sunt încărcate. Cel puțin asta este părerea mea personală. Dacă cineva vrea să mă contrazică, nu are decât. Dar asta văd. Se încarcă și se încarcă. Și fiecare se gândește în momentul în care începe un asemenea proiect, strict la el. Să se asigure că din start poate să obțină niște bănuți, că mai departe nu se știe. După cum vedeți, miniștrii vin, miniștrii pleacă, guvernele se schimbă, dar modul de sifonare a banilor rămâne la fel și în fel de mare măsură și noi rămânem tot cu drumuri proaste. Cine ar trebui să verifice asta? Ar trebui să intervină procuratura, că vedem că probleme sunt inclusiv în domeniul acesta. E dita mai scandal în aceste zile cu DNA-ul, care ar trebui să investigheze, nu? Teoretic niște. Cred că până acum toată lumea mergea pe o încredere imensă în ceea ce poate să facă DNA-ul. Dar cred că ar trebui să ne restructurăm și noi la nivelul nostru și modalitatea de a gândi și modalitatea de a pune problema și să găsim Dumnezeului alte surse de a ne îmbogăți, nu acela de a tot sifona din banii publici. Adică cât ar fi el și de justiție și de DNA, nu mai pot face față la ritmul ăsta de a crește așa ar trebui să fie milioane și milioane de lei. Aiurea. Dacă nu ne putem aștepta să o vedem de la guvernanți... Păi cine? Uitați-vă, șeful ANAF-ului a fost schimbat că nu... Dar l-au schimbat, cum să vă spun eu, haideți să facem o schimbare, dar să nu fie prea mare că doare, nu? Pentru că înțeleg că l-au luat vicepreședinte la ANAF. Bravo! La două și atunci, păi, ori ești competent, ori nu ești competent. Cu miniștri au demisionat că nu erau buni, dar i-am găsit la loc că după aia erau foarte buni. Adică, guvernanții nu sunt în stare să facă ceva. Cine ar trebui să facă? Cine să facă, doamna Petraru? Păi niște specialiști. Că ne tot întreb, eu stau să mă întreb, de 27 de ani ne tot căcâim atât cu autostrăzile astea și singurul lucru pe care noi îl cerem de la Ministerul Transporturilor este să ne facă autostrăzi. Nimeni, dar absolut nimeni, niciun ministru nu a venit să rezolve această problemă. Mai facem un kilometru, mai stăm încă 5, mai... Da? Îl reparăm cel pe care l-am Acum, întrebarea este foarte simplă. Suntem incompetenți noi în România sau... Nu vrem efectiv să facem. Păi dar mie incompetență am găsit alții competenți să fac. Păi asta și vroiam să spun. Adică dacă tot... Haideți să recunoaștem că nu știm și să-i chemăm pe alții care știu. Alții care au avut cu adevărat rezultate. Dar este o dovadă de inteligență să spui că nu știi. Să-ți recunoști incapacitatea. Sigur că ne punem o grămadă de întrebări. Da, putem să discutăm și despre sănătate și despre învățământ în aceiași termeni. Însă acolo s-a mai mișcat ceva, s-a mai schimbat ceva. La transporturi nu. Chemați-l, vă rog frumos, că sunteți moderatoarea unei emisiuni minunate. Chemați-l pe domnul Orban, care este acum președintele celui mai mare partid de opoziție din România. A fost ministru transporturilor. Nu ar vrea domnia sa să revoluționeze un pic acest sistem? Nu ar vrea domnia sa să vină și să răspundă la niște întrebări?
Păi adică, a fost și dumneavoastră parte din acest sistem. Asta nu este. A fost parte asta. Din acest sistem și poate că este momentul să spun adevărul, tocmai pentru că este în opoziție. Bun, tocmai pentru că este în opoziție, nu l-am mai văzut de ceva vreme, așa că poate, nu știu, iese din vacanță domnul Orban. Am fost ironică, doamna Petraru, și spune, știți foarte bine. Evident, știu asta. După publicitate revenim, aflăm că se poate câștiga foarte frumos dintr-un job la stat, ne spunea deja doamna Vring acest lucru, dar noi avem și un caz concret la primăria Timișoara, o doamnă care câștigă foarte bine, are o casă în Tenerife. Vorbim despre asta după publicitate.